Astăzi avem o magiat? Iar el nu trebuie să cunoască ce facem noi acum. Bună idee. Iar eu arăt în halul ăsta și mă tem că la petrecere voi ajunge tot așa. Dar vom reuși cu siguranță. Cine mai vrea să vină la ziua ta? Serios? Da. Dar ce văd eu aici? Cine ne cheamă pe noi să cântăm? Până la 3-4 noaptea târziu răsună muzica! În zi de sărbătoare, nu doar masa și casa trebuie să arate a petrecere, dar și noi, omageații și cei care vin la zi de naștere. Deci chiar acum mergem la frizerie. La mine aproape este gata, doar trebuie să se facă ceva retușări. Iar eu arăt în halul ăsta și mă tem că la petrecere voi ajunge tot așa. Hai, grăbiți-vă că ne așteaptă deja. Opa! Salut! Salut, salut! Astăzi avem omageat? Cine? Cine e primul? Eu! Voi merge un pic mai târziu la frizer, pentru că avem de pregătit câte ceva pentru micul. Iar el nu trebuie să cunoască ce facem noi acum. Citeze pe telefon. Și am ajuns acasă să fac niște pregătiri. Iar eu am frizer personal. Și Melissa a venit la ajutor. Ține. Dar grăbiți-vă că întârziem. Iar acum, Fuguriță, să mă duc să mă tund și eu. Astăzi avem foarte multe activități pe care trebuie să reușim să le realizăm. Dar vom reuși cu siguranță. Scoate asta! Nu, scoate părul mău! Nu, părul mău acesta trebuie să-l scoți din păr. Deci noi am revenit în țară și uite acum o întrebare pe care tot e frământă de câteva săptămâni. Ce să facem? Ne mutăm în Grecia, la casa mai îndepărtată de plajă. Ne mutăm în Grecia, la casa de lângă plajă. Sau rămânem în țară, în România. Și dacă rămânem în România, unde anume, în care oraș să ne mutăm? Iar în Grecia am putea să mergem doar în vacanțe, să ne întâlnim acolo cu abonații, să ne recriem pe malul mării. Iar acum, haideți, dragilor, scumpilor, să-i felicităm pe Mirciulică și pe Ionuț de ziua lor de naștere. Să vedem, totuși, unde vom petrece mai frumos și mai fain. În Grecia, peste hotare, sau în România, aici acasă. Și apropo, felicitări pentru toți cei care s-au născut în luna septembrie. Dar să vedeți surprize. Surprize pe care le-am aflat noi chiar foarte curând. Foarte mulți din prietenii noștri își sărbătoresc ziua în ziua lui Mircea Mirimi. Ia, haideți să felicităm și pe ei și să le facem și lor o surpriză. Să-i vizităm în ziua lor, de ziua lor de naștere. Eu nu zicea, hai, fă repejor, dar el face cu pieptul, pe pădiță. Nu știu, foarte mulți, printre care sunt și eu, nu-mi place să-mi sărbătoresc ziua de naștere. Mai mult mi-ar plăcea să merg și să-l felicit pe cineva de ziua lui. Voi, de care parte a barecatelor sunteți? Vă place să vină cineva la ziua voastră sau voi să mergeți la cineva de ziua lui? Ia să vedeți, dragilor, ce am aflat eu chiar de curând. Una din piesele familiei Mirimi a devenit una foarte magică. Dacă o pui să o asculți la ziua ta, da, cânticul nostru astăzi de ziua ta, familia Mirimi ca printr-o magie poate ajunge la ziua ta. Da, fizic, cu toată glașca noastră, să ajungem la tine. La petrecere.
și am zis magiile să înceapă să se întâmple, începând de la ziua lui Mirciulic și a lui Ionuț. Adică, chiar acum. Dacă vrei, putem lăsa așa, că părul tău e blond și nu se vede așa, așa că puteți să-i tragem o vopsea, un poli și așa frumos, știi? Bine. Bună idee. Mircea, dar tu de școală ai uitat? Da. Deci, haideți să vedem cine este norocosul la care familia Mirimi va ajunge să-i cânte la mulți ani. Sau poate la rog. Wow! Câtă fie școala de tare, dacă s-a mult mare, la o machiuri, mereu pe vale, eu aș fi. Gata, am ajuns. Dăm jos blănița. Să vezi pe tate. Da. Unde-i? Acolo. Așa, și acum este rândul meu. Tate, tu nu sta. Hai, vină la ajutor. Imediat. Hai, tate, repede, repede. Am zis să duc în zi eu. Ușuriel. Așa, capul sus. Ține ochelarii. Capul în urmă. Așa. Așa te vezi. Nu, ia priviți cum au lucrat băieții. Mi-au lăsat o codiță. Cum arăt? Asta și mie este. Mami, astăzi iarăși schimbăm coapura. Matei a propus lui Mircea să-și vopsească părul. Și ce crezi? Care a fost răspunsul? Da, și albastru. Aha. Verde. Da, albastru. Ah, albastru, am ghicit. Chiar astăzi, de ziua lui Mircea, avem o surpriză și la Mersi. Am înțeles că ați introdus ceva în meniu? Da, da, am introdus pizza. Wow, nu cred! Mircea, deci mâncăm astăzi pizza? Da. Wow, și câte feluri de pizza sunt pe care să o alegem? Pizza! Wow, ce e asta? Așa arată pizza? Și în loc de tort, mi-am luat o pizza de sier. Ar fi bune niște lumânări să punem și este perfect. Mm. Dar bun e. Uite, să stai așa pe un șezlong și să compui cântice. Ori ziua cui mai este astăzi? Pe 9 septembrie. Mm-hmm. Acesta nu este doar o mașină de tuns iarba. Priviți, are și din asta pentru Lamborghini. Am o întrebare, de ce se încuie ușa? Ca să-l încuiem acolo pe Matei? Hai, ieși! Și în căutare de cadouri, am primit și noi un cadou, tati. Unde-i? Mami, de la Cristian Fodor. Un disc, un CD cu muzică populară, ceea ce ne place nouă foarte mult. Mulțumim frumos! Le ascultăm! Și apropo, salutări lui Mihai și Maria. Și Maria. Felicitări pentru tăticul. Și mergem înapoi acolo în Grecia, la casetofonul ăla, mai vechi, dar se vede foarte tare. Oh, și da, și punem muzica. Un centru muzical. Tati a găsit acolo un centru muzical și am făcut party. Și acum hai să vedem la cine ne aduce cânticul nostru magic. Astăzi este ziua ta. Deci am ajuns, dar ce văd eu aici? Tati, ce e asta? Și cât de mult? Ghiciți cu cine ține Marcus. Nu cu Messi, nu cu Ronaldo, că e Mbappé. Hai să-l vedem, să facem cunoștință și noi cu Marcus. Noi ne-am mai văzut cu el odată. Și abonați la fel? Și abonați la fel. În piesa noastră, în clipul de la piesa. Da, da, în clipul. Cine mai vrei să vină la ziua ta? Serios? Da! Acum! Da! Eee! Bună! Salut, Marcus! Mulțumesc! Câți ani ai venit? 7! Mulți ani înainte! Felicitări! Mulțumesc! La mulți ani! Uitați-vă pe pereți!
Wow, ce e aici? Perfect, uite ce frumos! De viață, azi de ziua ta, veniți-vă iubă! La mulți ani, vesela! Multe băuturi, eu vreau apă! Toate, Melisa, voi nu știați, dar și Mircea are surpriză la această zi de naștere. Acum ne-ați bunica și ce e acolo? Aflăm un pic mai târziu, în câteva clipe. Să vedem ce se întâmplă și aici. Nu sunt treci copii, mă. Și sus avem un teren de joacă. Wow, păi e și cu fotbal. Wow, să vadă Mircea. În ce să mă deghizez eu? Să nu mă cunoască omageacul. Voi ce spuneți, fetelor? În ce? Prințesă! Asta? Da! Oare în cap? Și cu buclele acestea este impecabil. Foarte frumos, da. O pierlă și o noptieră foarte, foarte cunoscută. Nu știu. Am înțeles că pentru familia mele mi s-a gătit bograci. O mâncare regională de aici. Eu abia aștept să o gust. Arată impecabil. Și un test drive la bogaci. Am mi-e super tare. Zici că e cealaltă în clasare, ceea ce ne place nouă foarte mult. Dar are și elemente de cartofi scăzuți. Păi, tati, am înțeles că se gătește la cea un la foc. Și nu o oră, două, dar mai mult. Mbappé a avut de suferit. A primit o minge drept în frunte și a spart geamul. Acum și primește și spinata. Să fac lenta în față și am căzut pe spate. Da, e ok. N-a durut foarte tare, dar așa cred că a părut foarte amuzant. Mircea nu știe ce l-așteaptă. Noi deja am văzut așa câteva pregătiri aici. Mircea, dar te-ai privit în spate. Mai sus! 10 ani! Și cine a plinit 10 ani? Yeah! La mulți ani! La mulți ani! Pe și Marcus? Te facem noi bine să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire! La mulți ani, băieți! La mulți ani! Am prins un zbor! 3, 2, 1, 5! Bravo! Mai dai! Mai dai! Mai dai și tu! Acum vreau eu să dau! Wow! Mai o dată, care prinde de ea? Hai să vedem, prinde de ea, tare, tare! Și acum desertul! Surpriza! Ce bună e pinata! Am primit și cadouri! Ce cadouri? Tu vii la zi de naștere și ai tu cadouri? Da! Nu cred! Mulțumim frumos! Marcus, am și ceva pentru tine! Ok! Ce-i acolo,
Iar acum melodiile magice ne duc la o altă casă, unde de dimineață până în noaptea târziu, până la 3-4 noaptea târziu, răsună muzica! Mele mie! Studiouri! Da! Fiți, fiți pe aproape! La fel este ziua de naștere, în aceeași zi, cu Mircea Meleni! Ia să vedem cine ghicește primul, cine este omagiat în aceeași zi cu Mircea! Hai că am dat multe indicii aici! Tortul e pe loc, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască! Azi, la ziua ta! Ți-am adus în dar. Stai că iese imediat. Să vedem dacă cântă cu noi împreună. Mami, păr cadou. Am pus bagaj. Nu știu dacă folosește așa ceva, dar... Zice că nu, dar lasă să fie. Să vedem dacă o să-i placă. Dar nu o să-mi placă, pentru că având confort, va asigura cântice din ce în ce mai tare. Va fi mai creativ, tata. Da. Pentru că, mami, dacă nu ești odihnit, nici nu faci treabă bine. De ce vrem ca să fii odihnit? Azi e ziua ta! Ți-am adus în dar multe cântece. Și la mulți ani și lui Mircea. Vai, dar cu surprize cu... Noi. Ba da, ba da. Azi e ziua ta. Hello! Nelimiți, mulțumesc mult! Cânta. Hai să vă primești și nouă, că așa se face. Să vă aduceți aici, mâncare. Mâncare pentru noi. Cristi, asta e cadou din partea familiei mele mici. Așa mare, cadou pentru mine. Da. Tine e mare. Azi, hai, decorăm. Decorăm cum s-a lui Cristi. Studioul lui Cristi îl decorăm cu mese și toți fotbaliștii tăi. Așa cum noi nu am reușit să facem tort la comandă, uite că el ne aștepta aici, în Oradea. Și mâncăm la Cristi în studio. Hai să vedem cum arată de interior! Hai să vedem! 3, 2, 1! Wow! Wow, 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 wow! Este cu vișine! Arată foarte bine! Cine ne cheamă pe noi să cântăm? Acum vă cer, cum adică mâncăm tort sau facem lecții de cantă? Nu se poate așa ceva, ori studiem și muncim. Cum e asta? Bine, hai să mâncăm.